Un drum local de 36 de kilometri care face legătura între raioanele Telenești și Rezina a intrat în reparație. Traseul, care va fi reabilitat în totalitate, începe din satul Chiștenița, Telenești și se încheie în Trifești, raionul Rezina. Drumul mai trece și prin alte 6 localități. Lucrările vor avea loc în cadrul proiectului Îmbunătățirea drumurilor locale. Contractul de reabilitare a traseului a fost semnat de Administrația de Stat a Drumurilor și o companie privată din Turcia. Autoritățile susțin că drumul are o importanță strategică în regiune, deoarece face legătură între drumurile naționale Chișinău-Rezina și Chișinău-Soroca. Are un aspect important social prin îmbunătățirea acestui coridor, care în sate vor fi menajate trotuare, toate accesele în curți, deci vor fi accesul liber a persoanelor la toate organele sociale, deci ca spitale, primării, școli, centre raionale. Compania din Turcia care a câștigat licitația va reabilita drumul în 3 etape, adică cei 36 de kilometri vor fi împărțiți în 3 tronsoane. Această porțiune de 36 de kilometri, deci sunt porțiuni deja asfaltate și sunt porțiuni în varianta albă. Deci pe final tot traseul va fi asfaltat. Deci zonele cu asfalt vor fi reabilitate, acelea care sunt acum în varianta albă, deci drumuri din piatră, acestea vor fi asfaltate. Deja vor fi toate sistemele de drenare vor fi construite, podețe noi, cele existente vor fi reparate, podurile vor fi reparate. Valoarea totală a contractului este de aproximativ 364 de milioane de lei. Startul lucrărilor va fi dat în data de 28 septembrie 2020, iar timpul planificat pentru finalizarea acestora este de 18 luni.